că aici avem dezbateri deja fără... Da. Dar două minute. Dacă voi mai avea ocazia să participe la o asemenea adunare elevată. Dar aș vrea să fac o remarcă întâi, dacă a spus domnul inginer Rotaru, cu privire la omofagul Nicolae, că ați pronunțat de mai multe ori numele de omofag Nicolae. Dar mă rog, asta nu e o chestiune. Altceva vreau să spun. Nicolae, el e Nicolae. Da. Nicolae, nu? Și referitor la așa de frumoase cuvinte despre comunitatea care ați vorbit, aș vrea să vă spun că pe ultimele săptămâni, să nu zic luni din viață, venind la Răzăuți și întâlnindu-l pe nepotul său, profesorul Ieliu Gabriel, care s-a pe strada Putnei, a hotărât să-și cumpere acolo o căsuță modestă și o parcelă de teren de vreo 20 de ani, pe care a vrut să pună în valoare toate cunoștințele sale despre horticultură și, în mod deosebit, despre viticultură. Dar cronia cerească nu a îngăduit să termine, să finalizeze acest proiect. Am văzut în frumoasa revistă, publicație Mesager Bucovinean, pomenit elogios despre familia Nandriș. Aș vrea să zic că Teodor Nandriș, un vestit medic din Mohala, care a ajuns la Rădăuți și a terminat facultatea de medicină la Cluj, cunoscându-l pe Iuliu Hațiganu, vestitul medic, un alt medic din Rădăuți, care a avut ocazia să-l cunoască pe Teodor Nandriș, a făcut o prezentare într-o cronică asta. E vorba de doctorul Stănciulescu Alexandru, pe care dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Venim cu un coleg la Rădăuți și repartizat. Iată ce spune doctorul Stănciulescu Alexandru. Ne-a primit foarte frumos, cu delicatețea dumnealui obișnuită. Era un om cu mare înaltă, cu capul oval, apropiat de un păr mai rar, pe care era fixat un nas mare, proeminent bărbătesc, care dădea mare expresivitate. Avea ochi albaștri, peste care se aplicau niște ploape leneșe, spre comisurile exterioare. Mișcări line și calculate îi dădeau o notă de bunătate acestui om coordonat, pe care dacă l-ai fi văzut în alte împrejurări și nu l-ai fi cunoscut, n-ai fi putut spune altceva decât că trebuie să fie medic. Frumoasă apreciere făcută de... Și frumos portret! Și el se potrivește pentru toți cei... toți frații Nandriș. Da, exact așa au fost toți. Parcă tragi într-un... pentru sigur că la foi. Și pentru Grigore, și pentru Ion, și Octavian, fiind de rudă cu Anița Nandriș, Culda, care i-a plecat. Octavian nu prea era rudă, era o rudă foarte îndepărtată cu ceilalți Nandriș. Sunt două ramuri în Mahala, Nandriș și din Buda și Nandriș și din Mahala. Adică Buda fiind un cot al Mahalalei, care e comună. Așa, istoricește ei s-au despărțit, așa, dar oricum au aceeași rădăcine. Ei însă sunt rude prin, în mod paradoxal, nu prin numele de Nandriș, dar prin mamele care au avut alte familie, dar care au avut aceeași rădăcine. Asta e Nandriș, asta vreo ocazioane, era Vărdrept cu frații Nandriș. Vărdrept. Vasilică Nandriș. Vasilică Nandriș era Vărdrept. Asta n-am putut-o deduce din ceea ce mi-a spus Daniel Nandriș. El a găsit spița, altă spiță, spița mamelor lor. Dar ei sunt din aceeași rădăcină, dar s-a pierdut în timp, știți? Nu e cu văr. Ei spuneau că veri, dar nu erau veri. Erau veri de a treia, a patra generație sau...